Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare parte. Sora Ana. Da. Domnul să binecuvânteze pe sora Ana. Amin. 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 Când m-am născut, n-am știut. După ce am crescut, n-am știut. Până într-o zi când m-am pocăit, că primisem darul vorbirii. Îl folosisem eu într-o grămadă de alte lucruri, până într-o zi când Dumnezeu m-a chemat să mă întorc la El, m-am întors la El și am spus, dacă crezi că poți face ceva bun cu mine, mă întorc, dacă nu, nu vreau să ajungem la nivelul în care eu să mă prefac că-s fiul tău și tu că ești tatăl meu. De acolo a pornit pocăința a mea înaintea lui Dumnezeu. Așa ar fi bine pentru fiecare dintre noi. Nu doar să ne prefacem că suntem fiii și fiicele Lui. Noi să fim fiii și fiicele Lui. Amin, amin. Nu doar să vorbim despre El, ci noi să fim ai Lui. Amin, și lucrul acesta e foarte important. Și atunci am spus, Doamne Iisuse, eu am primit darul vorbirii și ce mă bucuram eu de la așa, stăteam de vorbă cu avocați, cu juriști, cu procurori, cu polițiști, cu toată lumea, stăteam de vorbă. Domne, nimeni nu reușea vreodată să-mi închidă gura. Totdeauna eu eram ăla care eram biruitor. Până într-o zi când a venit la mine un prunc de vreo 17 ani, eram și eu tânăr în perioada aceea, și a zis, măi Dan, cu tot ortodoxismul din tine, tu o să ajungi în iad. M-am blocat. El era tânăr. Și am spus, măi, nu ar trebui să ai și dovezi, așa vin să spui că ajung în iad, că lucrul ăsta e simplu să-l spui, trebuie să ai dovezi. Și atunci a zis, stai să vezi ce zice Biblia. Și a început să-mi spună din Biblie una și alta și eu îi puneam întrebări și el niciodată nu îmi spunea decât așa. Stai să vezi ce zice Biblia. Ei bine, pentru prima dată în viață, Biblia a reușit să mă pună la pământ. Nu aveam replică. Nu mai aveam replică. M-am dus acasă și frământat, am spus ceva, nu-i în regulă. Nu există eu să fiu fără replică. Eu totdeauna trebuie să am replică. Dar Dumnezeu a fost mai puternic decât mine. Îi mulțumesc și îl laud pentru aceasta. Nu pentru că n-ar fi. Știți ce e important? Dumnezeu e mai puternic decât toți oamenii. Cuvântul Domnului spune că slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Important este un alt lucru. Acceptăm noi că Dumnezeu este mai tare decât noi? Acceptăm? Acceptăm că El este înțelept cu adevărat și că noi să nu ne vizuim pe înțelepciunea noastră? Acceptăm? Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Am dorit în continuare, prin Harul lui Dumnezeu, să intrăm într-un timp în care să ne bucurăm împreună, prin cântare, prin poezie. Familia Popa David, Popa Daniel, deci avem Carmen și copiii, au pregătit o cântare, doresc ca Dumnezeu să îi binecuvânteze, sper că am citit bine, Carmen, așa văd eu aici, doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze și pe Carmen și pe copii, familia Popa, apoi sora Ana. Sora Ana, cine ești sora Ana? Acolo ești, Domnul să te binecuvânteze, sora Ana. Amin. Sora Ana o să recite o poezie, tot cu copiii. Cu copiii. Glorie Domnului. Cu copiii să fie. Astăzi soția mea mi-a spus în felul următor. Și vă rog să fiți atenți ce mi-a spus. Mi-a zis așa. Vom avea cel puțin 10 copii în adunare. Și mi-a spus, crezi că o să fie gălăgie? Și am spus, asta e gălăgia viitorului. Asta e gălăgia viitorului. Aceștia copii sunt viitorul pe care, dacă vom lăsa în ei cuvântul lui Dumnezeu, dacă vom lăsa în ei faptele pe care să le vadă noi, ale credinței. Nu să le spunem despre Dumnezeu, ci să le arătăm. Deci Biblia, cine iubește pe Iisus, nu? Cine se apropie de Iisus, să trăiască și El cum a trăit? Iisus. Doamne, ajută-ne la aceasta, frate. Știți cât e de important să trăim ca Iisus? Zicem, nu se poate. El e Domnul, nu se poate. Cum să nu se poate? Se poate. Se poate, că de azi să vedem unii asupra altora. Dacă nu mai poate, celălalt să vină să-L ajute. Doamne, ajută-ne și la aceasta. Și fie binecuvântat numele Domnului. Da. Da. Familia Popa, prin Harul Domnului, va cânta o cântare, sora Ana va recita o poezie, în urmă și sora Adela va recita și o poezie, chiar dacă se uită ciudat la mine, o va face și zic ca Domnul să binecuvânteze pe fiecare în parte și numele Lui să fie proslăvit. Amin. Thank you.
Aș vrea să citesc doar câteva versete din Faptele, capitolul 13, de la versetul 26 până la 30. Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă trebuie de Dumnezeu, vouă a fost trimis cuvântul acestei mântuiri, căci locuitorii din Ierusalim și mai marilor n-au cunoscut pe Iisus. Și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte și totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din mort. Aleluia! 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 Aleluia, vreau să cânt neîncetat, căci prin învierea mare de la
la moarte ne-a scăpat. A înviat Mântuitorul. Ce minune, ce splendoare! Am să... Tot pământul celebrează și aduce închinare. Glorie și adorare, Domnul meu iubit Iisus, căci prin învierea-ți mare mântuire ne-ai adus. Strigați cu glasă tare, căci El e mântuit, căci Hristos ne-a înviat. Aleluia! Și noi cântăm cu corul Hristos a înviat și lăudăm pe Domnul că ne-a eliberat. Când vrei să vii la Domnul Iisus? Când vrei să scapi de vina grea? El a înviat și pentru tine și îți dă în dar salvarea sa. Azi, în cerul de înmărire, glorie îi cântă lui. Mielul cel jertfit pe cruce a înviat, mărire lui. Iisus este viu și astăzi, noi cu toții am cântat. Vrei să vii și tu la cruce ca să fii eliberat? Moartea n-a avut putere ca să-l țină pe Iisus. A înviat și în înviere la viață ne-a adus. Doamne, câtă bucurie este azi în adunare. A înviat Mântuitorul, strigă de la mic la mare. Că striga Maria, când l-a auzut pe Învățător cu o bucurie nesușită, privindu-l pe Mântuitor. Veniți să-L preamărim pe Iisus și să-L slujim neîncetat, căci din urmă precum pomise a treia zi a înviat. Aleluia! Toți copiii cântă într-una, avea Iisus Hristos. Am să cânt și eu cu corul toată viața bucuros. Amin! Pe pământ și sus în cerul, cerul, numele cel mai bine, este Iisus cel la cruce de păcat ne-a mântuit. Tot ce Domnul a creat este azi sărbătoare, fiindcă Iisus a înviat creaturei de onoare. Luna, stelele pe cer, strălucesc de bucurie, fiindcă Iisus este viu și domnește pe vecie. Să îngenunchem în fața celui ce-a treia zi a înviat, Iisus, Mântuitorul nostru, ce viață veșnică ne-a dat. Amin. Cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină, pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda o slugă primite, un rob sau o copilă, ca după vremii legii cureaua de pe glesne, pe râsele deslege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum, cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vom ședea la lângă? Sau cine-și va pune ștergarul cel de strângă? O, iată-i cum se întâmplă privind cu tulburarea, când vasele cu apă, când fracul pe picioare, și Duhul îi întreabă, pe fiecare zboară, n-ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu, nu șa de mine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, cu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul, acum aveam grei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul dintre ei. Dar tu, ce ți doar punga, eu am făcut de ajuns. Am cumpărat merinde și mielul l-am străpus. Tu, Toma, nu vrei să fii oare cu cel care îl spală? Sunt trist, se luptă mine umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu... Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și înfășurând ștergarul s-a plecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus și acum câta oară se așează iar Iisus. Să întrebe tu prin Duhul pe cel ce-l înconjoară, n-ai vrea să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, sora Mărioara, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai. Dar azi sunt mii de amară, în cazul greu să pună. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un joc. Nu vrei să fii tu, frate, în fraților tăi rog? Sunt rând,
fericite, sunt mulcuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling, sunt văduve bolnave, bătrân fără putere, sunt oameni singuratici, lipsiți de mânduiere, sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital, bolnav care așteaptă un salvator semnal, se cere o steneală și jertfă uneori, și noi cu veghere și iarăși muncă în zor. Nu mânuim cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, duhorul și roata la fântână, cioganul în tabla casei și îngar la vreo bătrână. Să stai de veche noaptea la câte căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rați și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți încășori ștergarul? Chiar eu, nu șa de bine, doar sunt mai bătrân. Chiar eu nu am vreme, eu am și de ajuns. Chiar eu, același Crist răspuns. Și atunci lăsând să-i cadă cu luna lui și haina iubirii fără margini, trăindu-și iarăși haina, încet, a câta oară se apleacă iar Iisus. Și plin de atâta gânduri, ștergarul, iarăși a pus. Și așa cum o mlădiță se mai lângă punct, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi, la jurul fără slavă, Iisus din nou se înjungă, el împăratul vieții din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii murdari de ei țărână, Iisus va spăla iarăși cu propria sa mână. Veniți voi ce păcate nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați pe cale orice lucrare bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cea mână. Amin. Din harul Domnului, sora Gina și cu sora Alexandra vor avea o cântare împreună, Dumnezeu să le binecuvânteze. Iar în continuare, sora Gina va rămâne cu o poezie, după care ne apropiem încet de lucrarea de predicare a Evangheliei și Dumnezeu să binecuvânteze biserica întreagă. Amin. Amin. Dacă vreți să deschideți la cântarea 119, putem să cântăm împreună. Auzi ciocanele cumva. Ciocanele mele, în fire.
săi copii. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi Domnul Iisus viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi Domnul Iisus viața și-a dat. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, încerc să urc prin ceața ce te ascunde și am atâtea, Doamne, să te întreb. O, Tată, ce ești Tu? Cum ești? Și unde? Ești Tu cuprins în vreme și în spațiu, când Tu cuprins în Tine însuți tot, pot eu întinde către Tine brațul? O, iartă-mi îndrăzneala și nesațul, vreau să înțeleg atâtea și nu pot. O, Tată, ce ești Tu? O conștiință a unei insondabile puteri, trăiești ca mine, ești și Tu ființă, cu bucurii, cu dor, cu suferință. Sau ești mai sus de gând și de dureri? Spre focul din pustiu privea profetul și se simțea atât de mărunt. Dar când a vrut să-ți poată ști secretul, Tu i-ai răspuns: eu sunt acel ce sunt. Aleluia. Deci Tu ești, Tu ești preanaltul, căci toate sunt țesute din nimic. Simbolul sunt și carnea și bazaltul. Dar ce ești Tu, supremul, preanaltul, spre care atât de trudnic mă ridic? Tu ai creat și crin și orhidee și cerul cu ciudatele calești, și chipul de copil și de femeie, și geniul ce sclipește în idee. Dar Tu, făuritorul, Tu ce ești? M-ai stors din nevăzute molecule și poate că în carnea mea de om sunt mii de căi lactee minuscule, un univers în fiecare atom. Poate pământul nostru totodată e o parte dintr-un fir de praf gigant și în pulberea ce ni s-a pus pe gheată sunt mii de galaxii aduse din ean. Zidar fără mistrie, fără drișcă, Tu chemi din vid chiar absolutul nu. Învârți în cer morișcă cu morișcă, pe toate odată forța Ta le mișcă. O, Tată, mă cutremur, ce ești Tu? Cum ai ascuns sămânță în sămânță, un sâmbure, un chivot și în el alt chivot poartă altul ascuns la fel și toate cer de mii de ani ființă? Dar sufletul, dar Duhul, ce taine avem în noi și nu le știm, suntem neexplorate continente. În lut nu sunt vibrări de sentimente, Tu ce-ai ascuns în noi, căci Te iubim. Dar iată-vă o zi de sărbătoare, apostolii așteaptă un răspuns. Arată-ne pe Tatăl și de ajuns. O, Filipe, ce slăvi amețitoare! Mă uit cum intră soarele în grădină, cum îngeri albi aripile șintind, tresare Magdalena în lumină, rabunii, strigă inima ei plină, rabunii, strigă glasul ei împlâns. O văd cum cade în genunchi pe stâncă, prin ceața cu sclipiri de curcubeu. O, nu mă
atinge, Miriam, căci încă n-am fost acolo sus la tatăl meu. La tatăl? Cum? La tatăl față în față? În care sanctuar de nedescris? O, ce întrebări! Tot sufletul mi-îngheață și apoi Iisus dispare brusc în ceață spre Tatăl cu viteza infinit. Și iată plec și eu și văd cu gândul planete cu inele în culori, străbat în zbor spiralele de-a rândul și văd supergiganți uluitori. Deodată în noianul de mistere, un chip de crin înaintează blând spre tronul alb de plasmă și putere și un glas de om se aude murmurând. Părinte Sfânt, am isprăvit lucrarea, am biruit prin tine pe cel rău ca să câștig pentru pământ iertarea. Primește-mă acum la tronul tău. O, fiu născut cu nimeni altu asemeni, Iesua, sunt atât de fericit. Cu tine am fost când printre spini și cremeni, cu strop de lacrimi mi-alergai să semeni. În tine tot calvarul l-am suit. Acum e al tău pământul, ia și în parte, domnește peste neamul omenesc mai mult, privește împrejur, departe, tot cerul. Fiul meu îți dăruiesc. Aleluia. Jos pe pământ, în casa cu zăvoare, stau ucenicii paliți de năduf, dar cineva în fața lor apare. E om, e Dumnezeu, e Duh, e Lut. Eu sunt acel ce vine, cel răstignit, cel din mormânt. Pe tatăl meu îl va cunoaște oricine. Toată puterea în cer și pe pământ mi-a dat-o El, acum luați Duh Sfânt, eu sunt cu voi și Tatăl e cu mine. Da, iată cheia, fruntea în colb se așterne, acolo sus în veșnicie, o, Filipe, tu vezi lumina vie și urci mereu pe treptele eterne. Iar eu în clipa învăluită în taină, cu fața sângerândă sub povară, în salvatorul meu îl văd pe tatăl, cum îl vedeai și tu odinioară. Din stânci în stânci, o chip divin cu tine, cobor de pe Horeb cu suflet plin, cu tablele nădejdilor în mine și în genunchii îți mulțumesc. Amin. 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 Binecuvântat să fie numele Domnului, frați și surori. Haideți să ne ridicăm cu toții pe picioare. În mijlocul nostru se află fratele nostru, Sebastian Popa. Fratele prezbiter în această zi ne va sluji prin cuvânt, în predicarea Evangheliei, ne va sluji prin cină. Dumnezeu să îl binecuvânteze. Amin. Aș vrea să facem împreună o rugăciune scurtă pentru el, ca Dumnezeu să lungă, ca Dumnezeu să-și pună mâna peste el și mai apoi Dumnezeu prin cuvântul său să-și pună voia sa în inima fiecăruia dintre noi. Amin. Și numele Domnului să fie proslăvit. Ne rugăm împreună pentru fratele care va sluji înaintea noastră și înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Tată, te rugăm, binecuvântează pe fratele nostru, sprijinește Dumnezeule prin îndurare și prin dragostea ta biserica care stă înaintea feței tale adunată. Revarsă peste noi din Duhul tău cel sfânt. Lasă ca cuvântul tău, Doamne Dumnezeule, să ne vorbească în ziua aceasta prin cunoștința Duhului tău cel sfânt, Doamne, cel încetează fiecare suflet în parte, fiecare copil, Doamne, fiecare bătrân, Doamne, fiecare inimă de femeie și de bărbat să fie sub cercetarea fratului tău puternic. Iar mângâierile tale veșnice să fie peste biserica ta, Doamne. Ne închinăm ție, te lăudăm și te slăvim, Doamne. Te binecuvântăm și te înălțăm, pentru că numele tău este veșnic, numele tău este adevărat, numele tău este sfânt și drept. Fie numele tău proslăvit, Tată, Doamne Iisuse, și Duhul Sfinte. Amin.
Vreau să vă anunț, rămânem pe picioare cu toții, vreau să vă anunț doar că după ce se va încheia slujba la ora 5, rămânem în continuare împreună. Vom avea o masă de dragoste. Vă rog frumos să nu plecați. Rămâneți împreună cu noi, să ne cunoaștem, să avem părtășie, căci adevărata părtășie e aceea când stăm de vorbă și toți au dreptul să vorbească. Ce facem noi acum este închinare înaintea Tatălui, înaintea Fiului, prin Duhul pe care Dumnezeu ne-l-a dăruit. Rugăm ca prin har Domnului fratele nostru Sebastian să vină și Dumnezeu să-l binecuvânteze și numele Domnului să fie proslăvit. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Aleluia. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, pagina Sfânta Scriptură 956. Capitolul 26, de la versetul 17 până la versetul 29. În ziua dintâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El a răspuns: duceți-vă în cetate, la cutare om, și spuneți: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el le-a zis: adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar, vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat și el cuvântul și a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Versetul 26, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, îi l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Vă mulțumesc. Vă rog să vă reașezați. Despre aceste două elemente am citit în seara aceasta, despre această lucrare aș vrea să vorbesc câteva minute, apoi vom frânge pâinea, vom împărți acest rod al viței între noi, aducându-ne aminte de Domnul Iisus Hristos, care de bună voie a venit pe acest pământ ca să moară pentru mine și pentru tine. Au cântat o cântare mai înainte și m-am văzut exact la cruce acolo, pe dealul acela din Israel. Undeva unde erau trei cruci și cea din mijloc spune: auzi, ciocanele, cum bat pentru mine, pentru tine. Ce importanță ai înaintea lui Dumnezeu? Tu și am eu înaintea lui Dumnezeu. Nu spune că a bătut pentru el. Cu ele au fost bătute pentru mine și pentru tine. De ce? Că astăzi să pot să spun că sunt copil al lui Dumnezeu. Nu te așa sigur. S-au auzit atunci, în vremea aceea, ciocanele cum băteau. În ziua de astăzi, iertați-mă, dar parcă nu se mai aude Evanghelia. De ce? Pentru că, poate prin purtarea noastră și prin ceea ce mergem de zi cu zi, poate tot mai mult dezamăgim pe cel de lângă noi. Hristos nu mai moare odată, ne va judeca în curând. De aceea fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu ne gândim. Mă inclus eu aici. Spuneam aseară la o biserică unde am fost, eu nu sunt decât un rob, conform Evanghelia după Matei, capitolul 22, care stăpânul împăratul mă trimite să vă invit la masă. În după amiază aceasta, pe mine m-a trimis ca să vă invit să stăm la masă cu el. Totul e pregătit. Această cină este plătită.
Aceasta este ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și a zis, duceți-vă la răspânt, duceți-vă pentru că cei invitați nu au vrut să vină. Unul s-a dus la holda lui, altul la negustoria lui, altul și-a cumpărat boi, altul și-a cumpărat nu știu ce, au plecat. Și apoi împăratul acesta zice, mă, totul e cheltuit, totul e pregătit, nunta este gata, veniți la cină. Și robii aceia au plecat, cum le-a spus stăpânul, pe uliți, pe la colțuri și i-a invitat la cină. Important este că au intrat acolo oameni. Și printre toți cei ce au intrat, a intrat unul acolo, Scriptura spune, care nu avea haina de nuntă. Nu spune Biblia că omul acela doar a fost mustrat și a fost lăsat să ia parte. Nu. Îi spune așa de frumos, prietene, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Aș vrea din toată inima ca să ne vedem slăbiciunile noastre înaintea lui Dumnezeu. Să ne vedem neputințele noastre înaintea lui Dumnezeu. Să nu cumva să vină, dar zică, cum ai putut să te împărtășești? Fără să-ți recunoști că tu nu ești vrednic. Eu nu sunt vrednic, tu nu ești vrednic. Niciunul dintre noi nu suntem vrednici. Dar în seara aceasta ne va face El vrednici. Aleluia! O seară deosebită, pe când mâncau ei, Domnul Iisus Hristos a luat-o pâine. Unde vrei să-ți pregătim Paștele? Mă gândesc la acest text și îmi imaginez cât de calculat ce a fost în mintea Domnului Iisus Hristos când i-a zis, mergeți în satul dinaintea voastră, cu cât mergeți la oră? Când veți intra în el, veți găsi un om ducându-l în cer cu apă. Deci totul e calculat. N-are rost să întârziați. Mergeți acolo înaintea voastră. Mergeți în satul dinaintea voastră. Acolo o să întrebați unde este odaia de sus ca să pregătim Paștele să mănânc cu ucenicii mei. Învățătorul spune asta. Cum, Doamne, dar să-i cerem voie Te, dacă putem să ne... Nu, merge acolo și spune așa. Mă gândesc la ceea ce se întâmplă, ce sărbătoresc creștinii astăzi. Învierea Domnului Iisus Hristos. Au foarte mulți români, foarte mulți oameni care cred. Într-o zi ca aceasta, plin de bucurie, sărbătoresc această sărbătoare și declară din toată inima, dar unii dintre ei, Hristos a înviat, iar alții doar cu gura sau sub influența alcoolului. Și acest salut, timp de 40 de zile, circulă printre români, dacă vreți. Care mai puțin alcool în cap sau nu are deloc, sau crede sau nu crede în Dumnezeu, dar e o formă de salut. E bună. Dar acest salut trebuie să vină din inimă, cu credință, să crezi. Amin. Să crezi că Maria, când a rămas lângă mormânt acolo, Maria nu plângea degeaba. Evanghelistul Ioan spune că a rămas acolo, vine Petru și Ioan, se uită în mormânt. Și pleacă de la mormânt, nu știau ce să mai creadă. Dar Scriptura spune, zice, Maria a rămas acolo, la mormânt și plângea. Și nu știu cât a durat în timpul acesta, cât a stat acolo, dar Scriptura zice, la un moment dat, se uită și ea în mormânt. Măi, n-am văzut bine. S-a întâmplat ceva. Petru și Ioan, eu vreau să mă uit și eu. Și Scriptura spune că s-a uitat în mormânt. Și a văzut fâșile de pânză jos, acolo. Și la un moment dat vede doi îngeri. Unul la cap și altul la picioare. Și spune, femeie, pe cine cauți? De cine cauți? De ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Aleluia! Gloria Domnului! De ce căutați? De ce alergi la altceva și nu alergi la Dumnezeu? De ce cauți? Se închină creștinii noștri la diferite icoane, dacă vreți. Nu mai căutați între cei morți pe cel ce este viu. E seara care Domnul Iisus Hristos vrea să mergi direct la El. Amin. Și să crezi că El este viu în vecii vecilor. Amin. O seară deosebită. Se întoarce Maria de acolo și vede, îl vede pe Domnul Iisus Hristos în grădină și îi spune, femeie, de ce plângi? Crezând că este grădinarul, a zis, Domnule, am o problemă. Dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Îl iubesc așa de mult. Pentru mine contează mai mult ca orice. Te rog să-mi spui. De multe ori și noi nu-L cunoaștem pe Domnul, dar vreau să cred
că atunci când auzi glasul Lui, îți dai seama că El este. Domnul Iisus Hristos o strigă Marie. Când îi pronunță numele lui Maria, își dă seama că este Domnul. Se întoarce, spune rabunii, adică învățătorule. Îmi dau seama că ești aici lângă mine. E seara în care Domnul Iisus Hristos este aici, în mijlocul nostru. Slavă Lui! Sunt plin de bucurie. Am fost aici acum două duminici și eram 11 persoane. Și să-mi dau seama că jertfa Domnului Iisus Hristos într-o seară ca asta ne strânge mai multe 2 sau 3. Câtă dragoste! Câtă dragoste să stea între cer și pământ atârnat de la stânga la dreapta. Vreau să vă pun într-o relație cu Tatăl, nu într-o religie. Imaginați-vă pe crucea aceea din mijloc, de pe dealul Golgotei. Imaginați-vă între cer și pământ pe Domnul Iisus Hristos, lovit cu biciul roman, cu coroană de spini pe cap. Și dacă n-a apăsat nimeni coroana aceea, din greutatea ei, intra tot mai adânc în fruntea Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă și aduceți-vă aminte când erați în țară și curgea din cauza căldurii o transpirație, dacă cineva te leagă de mâini și nu poți să ștergi acea picătură de transpirație, cât de mult te deranjează. Imaginează-ți, te rog, în seara aceasta, aș vrea să mergi un pic cu mine la cruce. Imaginează-ți pe cruce, fără să-și poată șterge sângele care curgea din frunte. Și cu toate acestea, să poată să spună, Tată, iartă-i, slavă că nu știu ce fac. Gloria Domnului Iisus. Nu știu ce fac. Eu pentru ei mor, nu pentru mine. El este fără de păcat. Dacă vrei, depărtează de la mine paharul acesta, se roagă în vieții mari. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. S-a făcut voia lui Dumnezeu până la capăt? Amin. Aleluia! În seara aceasta de asta ești aici, tu și eu. Pentru că mă iubește și te iubește. Și am venit aici să-L văd pe El, murind pentru mine un păcătos, pentru mine un ticălos, pentru mine un om care moare Domnul Iisus Hristos. Cât de important sunt eu înaintea lui Dumnezeu și cât de important ești tu înaintea lui Dumnezeu. Merită închinarea noastră, Domnul. Amin. Aleluia. E seara în care mă trimite, cum spuneam, să vă invit să stați la masă cu El. Nu te costă nimic. Tot ceea ce e aici e plătit cu sânge. Și este această aducere a minte. Este porunca Domnului Iisus Hristos, dacă vreți. Luați, mâncați. Nu dacă vreți să mâncați. Luați, mâncați. Poruncește. Dacă vreți mai mult de atât, Apostolul Pavel îți spune, zice, că ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat. Dacă vreți să traduc un pic mai preamănește, așa vorbește Domnul. Spune Corintenilor, așa vorbește Domnul. Eu ce vă spun acum, de la Domnul știu. Aleluia. Domnul Iisus Hristos mi-a spus să faceți lucrul acesta. N-aveți casă unde să mâncați, să beți. Îi ceartă pe Corinteni. Dar în seara aceasta, Dumnezeu nu vrea să ne certe, ci vrea să ne pună la masă cu El. Eu decât trebuie să fac ceva, să recunosc mai mult decât doar că, Doamne Tată, Ți-am promis că Te voi sluji. Am promis, Doamne, că voi merge cu Tine. În grădina m-a dormit, Doamne. Când a venit slujnica aceea, Doamne, am zis că nu Te cunosc. Și Tu știi cine a venit. Și ai spus, nu-L cunosc. Eu zic, pocăi, mă duc și acolo cu pocăiții. Nu-L cunosc. Cum? Dar Te-am auzit că ești la biserică. Mai mă duc, am pe cineva, mă duc din respect pentru El. Și mergem mai departe, dacă vreți. De multe ori, dezamăgit, poate că n-ai ieșit predica cum trebuia. N-a fost cântarea cum trebuia. Ai zis, mă duc înapoi să prind pește. Și după tine au venit și alții. Mergem și noi cu tine. Ioan 21. Imaginează-ți, te rog, că imediat vine faptele apostolilor. Coboară Duhul Sfânt peste apostoli. Și pe ăștia nu mai vezi nici la pește, nici că ia somnul, nici că nu pot n-au cuvânt să predice, nici că le este frică de o slujnică. Nu. Aleluia. Cere lui Dumnezeu într-o seară ca aceasta să-ți dea putere El. Amin. Viață din viața Lui.
Și atunci vom putea să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos a murit pentru mine. Iisus Hristos și-a dat viața ca astăzi eu să pot să, numesc, să mă numesc Fiul Său. Ce Dumnezeu măreți? Mai este vreun Dumnezeu în Universul ăsta să-și dea singurul Său Fiu ca să moară pentru El uriaș, dacă vreți? Mai este vreun Dumnezeu care îl slujesc oamenii de pe planeta aceasta să fi făcut un asemenea gest? Se închină la tot felul de lucruri care sunt moarte, sunt înmorminte, sunt moaște, dacă vreți. N-au nicio treabă. Am un Dumnezeu care e viu. Spune aici, când strigă un nenorocit, urechea lui prea fină și ascuțită aude, ochiul lui clar privește, mâna lui binecuvintează și te hrănește și mă hrănește. Palmele lui străpunse, prin rănile lui suntem tămăduiți. Doamna. Spunea Isaia cu 700 de ani înainte de a veni Domnul Iisus Hristos, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferință. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la El. Spunea Isaia atunci și noi nu l-am băgat în seamă. De câte ori trecem pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu, poate fără să-L băgăm în seamă. Are aceeași autoritate. Are aceeași putere. O seară în care mă văd așa de slab. Am slujit la unger cu un de lemn. Am slujit la botez, la binecuvântări de copii, la căsătorie. Dar cina Domnului mă topește. Dacă vreți, e cel mai greu. Pentru că eu n-am făcut nimic, ați trimis aici să vă invit la masă cu Domnul. M-am puternicit în seara aceasta să pot să vă spun că trebuie să mâncați din această pâine și să beți din acest pahar, în rodul viței. Cina Domnului, dacă vreți, e un act care e al doilea act în cult. Primul este botezul și al doilea este cina Domnului. Botezul nu se mai repetă. Dar cina Domnului spune, ori de câte ori mâncați, ori de câte ori vă adunați, ori de câte ori să faceți lucrul acesta spre pomenire, spre amintire. Să faceți lucrul acesta. E foarte important să crezi că în urma rugăciunii această pâine devine trupul Domnului Iisus Hristos. Biciuit, pironit, cu cuie. Mai vine un soldat, dacă vreți, un pic mai înțelept ca alții și zice să văd dacă a murit și înfinge în coasta Domnului Iisus Hristos o suliță și curge sânge și apă. Pentru mine, pentru tine. Așa am cântat. Ce valoare ai înaintea lui Dumnezeu? Ce valoare pot să am înaintea lui Dumnezeu? Cum aș putea să-i mulțumesc? Cum aș putea să mă închin unui astfel de Dumnezeu? Cum aș putea să mă închin? Mi-am notat aici câteva gânduri. De ce ar trebui să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului? Pentru că nu din întâmplare mă aflu aici. Eu nu mă împărtășesc în seara aceasta că la vestea bună, v-a zis Domnul, se face cina Domnului. Nu mă împărtășesc de asta. Eu nu mă împărtășesc în seara aceasta aici, că se uită frații la mine și o să zică, dar tu de ce n-ai luat parte de rugăciune? Că ești botezat, ai vreo problemă? Eu nu mă împărtășesc în seara aceasta din trupul și sângele Domnului pentru că îmi este frică că cineva îmi va atrage atenție la urmă. Nu. Aș vrea să vă spun de ce ne împărtășim. În primul lucru că Domnul Iisus Hristos a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Aleluia. E o poruncă, dacă vreți. Aleluia. E porunca Domnului Iisus Hristos, pe lângă porunca care spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, să fiți o unitate, să fiți un grup de frați, care, o biserică care să stăruiți în rugăciune, să puteți să, chiar dacă nu suntem prezenți în cursul săptămânii aici, dar gândurile noastre, rugăciunile noastre, să fie în același gând îndreptate către Cel ce este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Apoi,
pentru că mărturisim și spunem despre moartea Domnului. Prin acesta vestim moartea Domnului până va veni El. Aleluia. Până va veni El, trebuie să spunem asta. De ce trebuie să ne împărtășim? Pentru că acesta este un act de mulțumire. Și dacă mă uit în Matei 26 cu 27, apoi a luat un bar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos, care s-a frânt pentru noi, care a venit pe acest pământ ca să moară pentru mine și pentru tine. Alt lucru, pentru că proclamăm, dacă vreți, revenirea Domnului Iisus Hristos și dacă mă uit în 26 cu 29, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția Tatălui meu. Prin aceasta, în seara aceasta, noi credem și facem lucrul acesta până va veni Domnul. Aleluia. Amin. Până va veni Domnul cu sfințenie, vreau să ne apropiem. Acesta, dacă vreți, ne împărtășim pentru că este legământul cel nou. Este un legământ nou. În seara aceea, când s-au adunat să mănânce Paștele, ei au pregătit ca și în vechime mielul acela pascal ca să-l mănânce. Și îmi imaginam săptămâna aceasta, această imagine, când toți erau la masă acolo. Și era bucata aceea de miel pe masă să o mănânce. Domnul Iisus Hristos ia o pâine. Ce vrea să facă Domnul? Se uită ucenicii ca și Simon Petru altă dată. Dacă ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta, dacă ar fi un proroc, spunea altă dată, a intrat în casa lui Simon. Și Domnul Iisus Hristos, dacă vreți, nu mai citim acolo, că timpul trece, zice, dacă ai ști tu, Simone, vreau să spun ceva. Un cămătar avea doi datori, niciunul dator așa, unul dator așa, 501. Deci, pentru că n-avea cu ce plăti, a fost iertat. Care îl va iubi mai mult? Și Simon calculează repede că era bun la matematică și zice așa, cel care a iubit mai mult. Mă, trebuie judecat, dar fii atent, și ăla cu 50, nici ăla n-avea cu ce plăti. Și pentru la 50 era foarte mult. Imaginează-ți că în seara aceasta poți să-mi spui, frate, n-am așa de multe păcate, dar un singur păcat te desparte de Dumnezeu. Un singur păcat. Și tu nu poți să-L ierți, decât El poate să-L ierte prin jertfa de la Golgota. Amin. Dacă crezi în seara aceasta, păcatul tău este iertat. Poți să ai 100 de păcate, poți să ai doar unul singur. Ai nevoie ca sângele Lui să te curățească de acel păcat. Și El o face în seara aceasta. Aleluia. Că e Dumnezeu. El o face în seara aceasta, pentru că vrea să stai la masă cu El. Pentru că El a plătit acest preț. Pentru că El este Cel ce merită. Niciodată nu trebuie să uiți asta. Pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine și pentru mine. Și în camera aceea de sus, când au pregătit Paștele, Domnul Iisus Hristos a ardea ceva în El. Și mă uit în Scriptură și zice, pe când mâncau ei, a spus Domnul Iisus Hristos, în seara aceasta, când așezi la masă, pe când adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Mă va vinde unul dintre voi. Și șoc peste toți ucenicii. Doamne, nu cumva sunt eu? Te-ai întrebat măcar o dată, Doamne, nu cumva sunt eu cel ce te-am vândut? În săptămâna aceasta, sau de la cina trecută până acum, Doamne, nu cumva sunt eu acela care te-am vândut? Măcar dacă l-ai fi dat pe un bănuț mai mult, cum a câștigat, pentru câteva momente Iuda a luat 30 de arginți. Și n-ai luat nimic decât pentru câteva clipe să te faci de râs față de cineva, Doamne, nu, chiar nu știu. Nu știu, Doamne, mă duc și eu la biserică, dar n-am. Și l-ai vândut pe Domnul. Te-a chemat Domnul într-una din zi, poate să te rogi pentru cineva. Și n-ai vrut să o faci. Te-a chemat Domnul, ți-a vorbit de multe ori, în multe feluri, și urechea ta parcă i-a stupată și nu mai aude. Vreau să spun ceva. E seara în care așa vorbește Domnul. Apropie-te de mine și eu mă voi apropia de tine. Amin. Îndrăznește seara aceasta mai mult că oricând. Pentru că vreau să-ți dau viață din viața mea. Apropie-te de mine. Apropie-te cu smerenie. Recunoaște că puteai mai mult. Și n-ai făcut. Recunoaște. Recunoaște că eu sunt cu tine. Recunoaște că eu vreau să-ți dau mai mult și tu nu poți. Spune unde ai greșit și spune-i Domnului. Aș vrea din toată inima ca să spui, Doamne, poate nu te-am vândut cu bani, dar numai inima ta știe.
Numai inima ta știe de câte ori, de câte ori în viața ta ai avut ocazie să spui despre El și te-ai întors. Poate trebuie să te rogi și ai adormit în grădină și judecăm pe ucenici. În ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine, spunea Domnul Iisus Hristos, și s-a depărtat iară. Se întoarce iar, iar îi găsește dormind. Sculați-vă, haideți să mergem. Haideți să mergem. Și mergeau de departe, deodată toți ucenicii l-au părăsit. Merge și Petru până în curtea marelui preot. Și nu vine un avocat, nu vine un procuror, nu spune preotul ala de acolo, nu spune nimeni. Spune o slujnică și tu ești cu el. Nu-l cunosc, femeie. Vorba te dă de gol. Nu e adevărat. Ba dacă și tu ești din... Nu, nu se poate așa ce. Eu nu știu, nu-l cunosc. Nu-l cunosc. Și în următoarele secunde cântă cocoșul și Petru și-aduce aminte. E seara în care cocoșul acesta, e seara în care glasul lui Dumnezeu, e seara în care cuvântul lui Dumnezeu vrea să te trezească și să-ți aduce aminte. Și dacă trebuie să plângi în rugăciunea aceasta, plângi și spune Domnului, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă, Doamne. Ți-aduce Domnul aminte în seara aceasta. Ți-a adus Domnul aminte. Pentru că ai fost și tu la masă cu El și ai întins mâna și fără să-ți dai seama, poate, l-ai trădat pe El. Adu-ți aminte, dar și cereți iertare Domnului. Și apoi, în urma cercetării, Apostolul Pavel zice, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce. Amin. Eu nu vreau să cercetez pe nimeni. Fratele Dan pe nimeni și ceilalți frați. Nu. Fiecare. În seara aceasta, nici măcar pe soția ta n-ai voie să o cercetezi. Nici pe soțul tău n-ai voie să o cercetezi. Te cercetezi pe tine însuși și așa să mănânci. Așa să mănânci. Dar ascultă-mă. Să nu cumva să treacă masa aceasta pe lângă tine în seara aceasta și să nu te împărtășești. Să promiți că data viitoare vei fi mai bun. Nu. Nu. Acum te rogi, Domnul să te ierte și apoi să poți să întinzi mâna să iei de acolo și să mâncăm împreună toți. Doamne ajută! Amin. El să te sfințească. Amin. Și El să-ți dea putere. Amin. Ca să poți să ai viață. Pentru că cu mâncarea aceasta, mâncarea aceasta, drumul care face prea lung pentru tine zilele următoare. Și ai nevoie de viață. Ai nevoie de protecția lui Dumnezeu. Ai nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia. Sunt un rob. Ascultă-mă bine. Sunt un rob care vin să te invit la masă cu Domnul în seara asta. Ascultă și primește invitația. Nu-i pentru alții, pentru tine. E pentru mine. De aceea aș vrea din toată inima, timpul zboară, unul din frați, înțeles că se face să meargă. Aș vrea din toată inima să mă opresc aici. Și aș vrea din toată inima ca să putem să ne rugăm, Domnului, Doamne, Tată, Te-am vândut. Am fost acolo cu tine la masă de atâtea ori. Ai avut ocazia să-mi vorbești de atâtea ori. M-ai chemat să te slujesc și n-am făcut-o, Doamne. Ai murit pentru mine. Imaginează-ți în rugăciunea aceasta la Golgota, între cer și pământ, pe Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe acest pământ ca să stea atârnat între cer și pământ pentru mine, pentru tine. Pentru noi a murit Iisus Hristos. Slavă Domnului! Pentru noi a lăsat această aducere aminte în seara aceasta. Noi frângem pâinea aceasta și în urmă rugăciunii. Ia, cred prin ochii credinței că e trupul Domnului Iisus Hristos. Mă voi ruga și în urma rugăciunii acel rod al viței va fi sângele Domnului Iisus Hristos care îți va da viață. În urma împărtășirii vreau să crezi că dacă în trupul tău ai o boală și crezi că te apasă ceva. Vreau să crezi că atunci când vei lua de acolo, Domnul Iisus Hristos se va atinge de tine și vei primi iertare. Așa crede seara aceasta. Iar tu vei mărturisi cu gura ta în scurtă vreme că Domnul într-o seară ca aceasta s-a atins de tine. Și noi vom înălța un steag de biruință în numele Domnului. Aleluia. Pentru că El face minuni. Amin. Noi ne smerim și ne pocăim. Noi în seara aceasta vrem să îngenunchem. Noi în seara aceasta vrem să mergem înainte lui și spunem, Doamne, eu nu mai pot. Eu nu mai pot. Te rog să mă ajuți Tu. Fii sincer cu Domnul, nu mai poți. Am încercat de atâtea ori să merg, pas cu pas, Doamne, dar drumul e așa de accidentat și tot mereu parcă am căzut și nu m-am putere nici să mă ridic. Recunoaște-L în toate căile Tale. Amin.
Recunoaște-L că nu mai poți. Recunoaște-L și spune, Doamne, ia-mă de mână. Și vei vedea cum Domnul te va lua de mână. Aș vrea să ne ridicăm pe picioare. Și vreau din toată inima într-o rugăciune să ne rugăm, apoi mă voi ruga pentru pâine și pentru vin. Și vreau să îți deschizi inima, să te rogi Domnului. Doamne, îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Dacă vrei să plângi, plângi înaintea Domnului. Dacă simți că nu mai pot spune, nu mai pot, Doamne. Nu sunt vrednic. Asta așteaptă de la tine și de la mine. Nu sunt vrednic să mă împărtășesc. Dar te rog, fă-mă tu vrednic în seara aceasta. Amin. Ne rugăm Domnului. Amin. E seara în care, Doamne, te rog din toată inima, transformă-L prin Duhul Sfânt. Amin, Dumnezeu. Și toți cei ce se vor împărtăși cu această azi, mă, Doamne, să primească viață din viața Ta. Amin. Doamne, Tată, te rog și pe cel care spune că nu mai poate. E seara care te rog să-i dai putere. Amin. În urma împărtășirii, Doamne, să-i dai putere să nu mai departe. Amin. Doamne, Tată, ești un Dumnezeu care lucrezi cu semne și minuni. Ești prezent de la început. Am simțit prezența Ta aici și îți mulțumesc că ai coborât. Îți mulțumesc că ai venit să stai la masă cu noi. Îți mulțumesc că ai plătit Tu, Doamne. Noi nu facem altceva decât ne așezăm la masă. Tu ai pus masa, Tu o strângi, Tu ne hrănești. Îți mulțumim pentru aceasta, Doamne. Binecuvintează această pâine, Doamne. Și îți mulțumesc că ne asculți. Îți mulțumim că prin rănile Tale suntem tămăduiți. Îți mulțumim că ne dai putere să ne împărtășim. Și îți mulțumesc că ai ascultat glasul poporului și pe toți cei ce și-au cerut iertare, Doamne. Îți mulțumesc că i-ai iertat, Doamne, și îți mulțumesc că ai ascultat. A Ta să fie slava, Doamne. Te rog din toată inima, Doamne, să binecuvintezi acest rod al viței, Doamne. Aici avem rodul viței, dar, Doamne, mă rog în momente ca aceste, Doamne, schimbă-L, Doamne, și aici să fie sângele Tău, care a curs pentru păcatele noastre, Doamne. Sângele Tău, Doamne, care iartă orice ce păcat, Doamne. E seara în care îți mulțumim că ne-ai dat voie, Doamne, și ne-ai chemat la masă să bem din acest rod al viței. Ești un Dumnezeu care ne iubești. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru sângele curs la Golgota pentru noi. Îți mulțumim pentru că ai lăsat această masă ca să ne aducem aminte în seara aceasta, Doamne, de ceea ce ai făcut pentru noi. Nu meritam asta, nu meritam, dar îți mulțumim că ne iubești. Aleluia. Te iubim pentru că Tu ne-ai iubit întâi, Doamne. Îți mulțumim.
Îți mulțumim, Doamne, Tată, vom frânge pâine, Doamne, vom împărtăși acest pahar, Doamne. Mă rog din toată inima pentru cel ce este bolnav. În urma împărtășirii, Doamne, atinge-te de trupul lui, de trupul ei, Doamne. Atinge-te, Doamne, și așa cum ai spus, prin Duhul Sfânt, vă mărturisim în scurtă vreme, iar noi vom înălța un steag de biruință. Amin. În numele Tău, că ești Dumnezeu, îți mulțumim pentru că ne asculți și a Ta să fie slavă, cinstea și gloria în veci. Amin. Amin. Hristos a înviat din morți, cum moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte, viață dăruindu-le. Hristos a a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se pânde pentru voi. Noaptea în care a fost vândut Domnul Iisus Hristos a luat o pâine și după ce a frântul a zis ucenicilor, a mulțumit Domnului, a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, asta facem și noi în seara aceasta, luați, mâncați. A luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat zicând, beți toți din el. Asta vom face și noi în seara aceasta, vom bea toți din acest pahar. Este sângele legământului celui nou. Thank you.
versetul 27. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, îi l-a dat zicând, beți toți din el. Beți toți din el. Vreau să-ți mulțumesc, Doamne Tată, că ai fost cu noi aici la masă. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai dat acest har ca să putem să ne împărtășim cu Duhul de semnele Tău. Vrem să-ți mulțumim din toată inima, Doamne, frați și surori, pentru că împreună, Doamne, ne-ai strâns la oaltă în această cameră ca să sărbătorim moartea și învierea Ta, Doamne, să stăm la masă cu Tine. Vrem să-ți mulțumim că ai fost prezent aici. Vrem să-ți mulțumim, Doamne, că ai plătit această masă, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ai fost vrednici. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Vrem să-ți mulțumim că ne binecuvintezi, Doamne. Fie binecuvântarea Ta peste noi, Doamne, mai departe și săptămâna care merge, Doamne. Păzește-ne de orice rău, fie protejul Ta peste noi și vrem să-ți mulțumim că ne asculți. Și a Ta să fie slavă, Doamne, cinstea și gloria, a noastră smerenia și pocăința. În numele Lui Iisus Hristos, mă rog, Doamne, în urma împărtășirii pentru Cel ce este bolnav, atinge-Te de viața Lui, Doamne, și vindecă-L, Doamne. Atinge-Te, Doamne, și dă-i viață din viața Ta. Păzește-ne piciorul, Doamne, în ziua următoare, Doamne, în zilele următoare, Doamne, și Te rog din toate, ajută-ne ca să trăim după voia Ta. Ajută-ne, Doamne, să Te proslăvim pe Tine, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca să ne închinăm doar Ție și ajută-ne, Doamne, ca niciodată să nu te vindem, Doamne, niciodată să nu ne lepădăm de Tine, pentru că ești Dumnezeu Sfânt. Îți mulțumim, de atâtea ori am greșit, puteai să ne pedepsești. Puteai, Doamne, să ne sfârâm, dar nu ai făcut-o și îți mulțumim că ne iubești. Riba la Mără și Doamne, Iisus Hristos. Emet, o fară de Maria, de zelă de cot, așa îți vorbește lui Frins, o fără. Fem de sertă, pardi și arabia seclaier. Iată, m-am pogorât în mijlocul tău. Să-ți cercetezi inima, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Elen par de clarea de velet, el sunt cel ce ridic povara, zice Domnul. Cheamă-mă la timp și ne la timp și beaga biruință, zice Domnul. Perli sento sararea grehaiel, scurtă este vremea și cel al meu se va ridica. Se va înălța și se va întâlni cu mine, zice Domnul. De aceea, iată ce-ți zic, sfințește-ți viața, curățește-ți căile, gândurile și ochii și vei avea parte cu mine. Pe Lot Esarian de felul de șarea Zehael. Da, zice Domnul, nu te teme și nu te spăimânta, căci iată zile negre se apropie. Perizendo salaria grehael, se vor abate asupra pământului, zice Domnul. Doamne, șelaria grehael vei striga, ce se întâmplă, Doamne, și încotro voi apuca. Iată ce-ți zic pentru ziua aceea, înalță-ți privirea, căci pașii mei îi vei vedea. Brațul meu te va sprijini și dreapta mea te va izbăvi, zice Domnul. Nu te teme și nu te îngrijora. Rămâi în credință, rămâi pe stâncă, iar cel ce vorbește are putere, zice Domnul, să te izbăvească, să te întărească și să te sprijinească până în ziua în care vei zice, am biruit, Doamne, am biruit. Da, așa se adevărește cel Sfânt și adevărat, Hristos Iisus, prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Îți mulțumim pentru încurajare, Doamne. Îți mulțumim că vrei să ne ridici. Îți mulțumim că ne vei proteja. Ne încredințăm în brațul Tău, Doamne. Și a Ta să fie slavă, Doamne. Cinstea și gloria pentru Dumnezeu. Fii binecuvântat în veci de veci. Amin. Mulțumim Domnului pentru toate lucrurile.
ne închinăm înaintea Lui pentru absolut toate lucrurile. Fratele Marian trebuie să se retragă dintre noi, Dumnezeu să-L binecuvânteze. Amin. Trebuie să meargă la serviciu și când trebuie, trebuie. Domnul să-ți poarte de grijă. Amin. Și numele Lui să fie steagul tău de biruință. Pacea și harul să rămână. Amin. Vă rog să luați locurile pentru câteva clipe. Vreau să fac anunțurile. Biserica Vestea Bună, ne adunăm în locul acesta în fiecare joi, începând cu orele 19:30 și până la orele 21, în care avem rugăciune, în care avem un cuvânt din Scriptură. Prin harul Domnului ne adunăm și în fiecare duminică, începând cu ora 10 până la ora 12. Astăzi, întrucât am dorit să rămânem mai mult împreună și nu s-a putut, pentru că au fost alții care au închiriat sala, începând cu 12 și jumătate, s-au modificat orele începând cu ora 15 până la orele 19 vom fi împreună în locul acesta. De aceea vă zic să nu se grăbească nimeni să plece, că nu-mi ceresc, că pot să zic să închidă ușa. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Pe toți. Amin. Până când biserica aceasta va avea un comitet, până când biserica aceasta se va așeza, până când Dumnezeu însuși își va așeza lucrurile, noi nu am făcut coletă în locul acesta. Dați-mi voie să laud pe cei care până în ziua aceasta au dat dovadă de o inimă extraordinară și au sprijinit lucrarea Domnului din locul acesta. Vom avea plicuri pe care le veți găsi acolo în spate. Cel care dorește și are pe inimă să pună ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu din locul acesta, banii pe care noi îi strângem, se folosesc strict pentru lucrarea lui Dumnezeu, iar una dintre lucrările pe care mi le doresc să le împlinesc cu multă responsabilitate și cu multă băgare de seamă înaintea lui Dumnezeu, este aceasta. Ca în mijlocul nostru să nu fie niciunul care zice că dacă el care îngrijea de pungă, păcă, mă lua ce putea din ea. Noi dorim ca toți banii care sunt strânși să meargă pentru proslăvirea Domnului Hristos. Amin. Amin. Să îngrijim de văduvă, să îngrijim de orfan, să îngrijim de cei care sunt ai noștri și au nevoi și mai ales să investim în Dumnezeu, să investim în ceea ce Iisus ne-a dat, în ceea ce Iisus ne-a poruncit să facem, evangelizări, ucenicizări și așa mai departe. Ca viziune, câteva cuvinte, ca viziune pentru Biserica Vestea Bună este aceasta. Biserica aceasta s-a născut nu de dragul de a mai fi o adunare. Sunt foarte multe adunări pe pământ. Și am zis Domnului, de ce mai trebuie încă una? Și Dumnezeu, care poartă de grijă în toate lucrurile, Dumnezeu a zis, voi vă veți numi Vestea Bună. Cuvântul acesta a venit prin fratele păstor Ciprian Bărsan. El nu este în mijlocul nostru aici, dar el este ca și păstor al acestei biserici. Și cea voi, așa vă veți numi, Vestea Bună, fiindcă voi sunteți cei care veți duce Vestea Bună celor nemântuiți. Biserica Vestea Bună din Basildon este o biserică care acoperă 7 orașe de jur împrejur, pentru care de mai mult de 2 luni de zile, în fiecare zi, există rugăciuni care se înalță noaptea către Domnul, de luni până vineri, pentru mântuirea acestor oameni. Însă pentru ca să putem să ajungem la ei, este necesar ca înainte de toate aceste lucruri să ne pregătim. Gândiți-vă la lucrul pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos. Înainte să trimită pe ucenici în lume, i-a pregătit. După ce i-a pregătit, măcar când viase, le-a dat a doua poruncă și porunca era aceasta. Nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți fi îmbrăcați cu putere. După aceea, puteți merge. La fel ca orice biserică pe care Domnul o zidește, prima dată o pregătește, o adună la oaltă, apoi o îmbracă cu putere și apoi zice, du-te. Cât am fost pe pământ, m-am dus eu. Acum duceți-vă voi. Cât am fost pe pământ, m-am dus eu și mi-am pus mâine peste ei și am vindecat pe toți. Acum duceți-vă voi. Cât am fost pe pământ, a zis, până când vă voi suferi și a scos dragii din toți. Acum zice, duceți-vă voi. Și noi suntem în locul acesta să împlinim voia lui Dumnezeu. Să alergăm prin harul lui Dumnezeu. Noi stăm ca vegheatorul acela ca să auzim ce ne poruncește Domnul. Ce ne spune Domnul? Să mergem și să împlinim voia Lui. Noi nu ne uităm la noi, noi nu ne uităm la nevoile noastre așa de mult, cât ne uităm la Hristos. Că de nevoile noastre a zis că împlinește El. Ne îngrijorăm și noi câteodată, însă cu îngrijorările noastre
Noi nu intrăm în depresie. Mergem și cu îngrijorările noastre le ducem la crucea lui Iisus, întrucât El însuși îngrijește de noi. Pentru toate lucrurile găsim scăparea la Domnul. Ca viziune pentru viitorul acestei biserici, avem în vedere o lucrare extraordinară, în care copiii noștri, care mai ales cei care locuiesc aici în Anglia și cresc în Anglia, în care toate lucrurile le sunt la îndemână, în care absolut totul ei au. Ei nu știu ce înseamnă lipsa, ei nu știu ce înseamnă durerea, ei nu știu ce înseamnă nimic, mama și cu tata are. Pentru că Dumnezeu, că acceptați, că nu acceptați, Dumnezeu ne-a chemat într-o țară în care noi suntem binecuvântați. Ziceți amin la aceasta. Amin. Că așa este. Amin. Ei bine, vrem ca în viitor, împreună cu Biserica Izvorul Vieții de la Reșița, să putem, sper să nu fie foarte îndepărtat viitorul acesta, copiii noștri să poată fi duși în misiune, împreună cu frați slujitori, împreună sub autoritatea bisericilor, pentru ca să vadă cu ochii lor ce înseamnă cu adevărat a sluji pe Domnul. Pentru că ei cresc și noi nu vrem să-i facem ca pe noi. Noi vrem să-i facem ca pe Domnul. Amin. Pentru ca să-i facem ca pe Domnul, trebuie să-i învățăm cum învață Domnul. Și Domnul a zis așa, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Noi degeaba doar predicăm de la amvon, fraților. Noi predicăm de la amvon, însă nu-i suficient. Domnul a zis, învățați-i să păzească. Acum vă rog să vă gândiți la un singur lucru. Dacă luăm pe cea mai tânără dintre fetele de aici, cum ai spus că te cheamă? Sara. Domnul să te binecuvânteze. O luăm pe Sara. Câți ani ai Sara? Am 12 ani. 12 ani are Sara. Cu un an mai mică decât fiica mea. O luăm pe Sara și zicem așa, Sara, te învățăm toate lucrurile Domnului Iisus Hristos. Vă întreb pe voi fraților, în primul rând, și apoi vă întreb pe voi surorilor. De unde știm noi că Sara este cea care va păzi ceea ce Domnul îi poruncește prin Scripturi, prin slujitorii pe care și-a ales ca să facă lucrarea aceasta? Doar dacă o punem să facă ce i s-a spus, nu? Pricepeți ce vă zic? Îi spui copilului tău ca și mamă, hai că vă spun altfel. Îi spui copilului tău ca și mamă, fiicei tale, îi spui așa, draga mamei, uite, așa se face mâncarea, așa pui ouăle, așa pui, ce știu eu, zarzavaturile, atâta timp să fierb, așa le verifici când se fierb, nu? Și te aștepți ca fata după aceea să meargă și să facă ciorba cea mai bună. Așa e că nu iese. Are nevoie de experiență, are nevoie să stai lângă ea permanent. Și din când în când ea mai face greșeli, dar mama spune, a, aici nu-i bine, fii atentă, ți-am spus data trecută, dar încă n-ai înțeles, dar mai spun o dată, așa se face. Și încetul cu încetul Sara ajunge să fie foarte bună gospodină, pentru că mama a vegheat asupra ei, nu numai învățând-o, arătând-o și veghind permanent să vadă dacă ce i s-a spus ea împlinește. La fel și cu băieții, nu? Fraților, îi spui, băiatul tate, fii atent, aici așa se dă cu ciocanul, aici așa trebuie să lucrezi la ușă, aici așa se face și ai impresia că copilul a înțeles, băiatul a înțeles și îl trimiți și îl pui în curte să facă câte ceva și spune, nu merge, nu merge. Și spui ca tată, dar nu ți-am spus, n-ai înțeles. Ți-am spus și ai înțeles, a înțeles, dar dacă nu are experiență, dacă pentru prima dată pune mâna pe unealta aceea, nu o să se poarte cu ea ca și tine care ești adult și o folosești foarte mult. Ei bine, fraților, în planul spiritual lucrurile stau fix la fel. Vrem ca în biserica Vestea Bună niciunul să nu fie șomer. Dar nu prin faptul că noi spunem să nu fie șomer, că așa se vorbește. Nu vrem să fie o biserică din asta, ca să zicem așa, cum se poartă peste tot. Noi vrem să fie o biserică așa cum se poartă în Biblie. Amin. Așa cum Dumnezeu a spus că în Biblie trebuie să fie o biserică. Omul acela niciodată nu va putea să iubească dacă nu-l pui față în față cu iubirea. Niciodată nu va fi un bun slujitor dacă nu-l pui să slujească. Noi cerem de la oameni, dar noi nu-i ajutăm. Ei bine, biserica aceasta s-a zidit cu gândul acesta. Să zidească ucenicii ai lui Hristos. Ea să nască și ce este născut să fie fără cusur înaintea lui Dumnezeu. Ce naște să fie floarea făinii înaintea lui Dumnezeu. Oameni care la rândul lor să fie în stare să învețe pe alții. Oameni de încredere. Păi când spune că este aici la ora cu tare, la ora cu tare să fie acolo, Domne. Oameni de încredere. Oameni ai Bibliei, oameni ai lui Dumnezeu. Aceasta cerem. Ceea ce cere Iisus. Ești gata? Vrei să împlinești lucrul acesta? Frați și surori,
trei cuvinte și cu acestea închei. Nu știu dacă sunt chiar trei, așa e o zicală. Și vă spun așa, pentru ca să putem împlini aceste lucruri, te costă și mă costă. Am să vă zic un lucru pe care vă rog să-l țineți în calcul. Nu o fac spre lauda mea, că nu-i niciun caz. Și dacă m-aș lăuda, n-aș minți, că aș spune adevărul. În fiecare dimineață, de luni până vineri, mă trezesc între ora 2 și ora 4, sunt în studiu biblic și în rugăciune. Ne rugăm Domnului pentru Basildon, unde locuim. Ne rugăm Domnului pentru Romford, pentru Grace, pentru Brentwood, pentru Southend, ne rugăm pentru Kenby și pentru Benfleet. Acestea sunt cele 7 orașe împreună cu Basingtonul de jur împrejur, pentru care în fiecare zi avem special rugăciune pentru aceste localități, ca Dumnezeu să mântuiască pe români care sunt în zonele acestea. Sunt peste 2000 de români în aceste 7 orașe. Peste 2000. 2000 de oameni. 2000 de oameni și ca mâine vine Iisus. Și Domnul Iisus a zis într-o zi unei biserici așa, prin robul său Pavel, să vă laud, nu vă laud. Sunt unii între voi, în mijlocul vostru, care nu cunosc pe Hristos. Spre rușinea voastră o spun, zicea el. Frații mei, biserica Vestea Bună să fie biserica care să nu se rușineze niciodată. Amin. Și să nu aibă niciun fel de rușine. Ea să aibă numai laudele Domnului împreună cu ea. Pentru lucrul acesta, orice jertfă pe care să o aduci Domnului, să zici și tu ca David, să aduc eu oare Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic? Zic aceste cuvinte, pune-te la dispoziția lui Dumnezeu. Vino la slujitorii Domnului. Nu se poate ca tu să fii în trup și să fii mort în trup. Așa ceva nu există. Iisus este viu. Trupul lui este viu. Nu există un om mort să intre în trupul care este Hristos Domnul. Pentru că a spus clar și lămurit, vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine, zicea Domnul. Iisus este viață, orice om care intră prin pocăință, prin naștere din nou, în trupul lui Iisus Hristos, omul acela este viu. Ca și om viu, ca și mădular viu, el trebuie să lucreze. Noi nu oprim de la slujire, noi împingem la slujire, dar nu împingem prostește, ci ajutăm pe oameni, veghem pe oameni pentru ca ei să aibă succes și să zică cu adevărat sunt și eu roditor în Hristos. Cu adevărat eu sunt un om pentru care Hristos nu numai că a murit, Hristos a și înviat și nu numai că a înviat, mă folosește în fiecare zi, Domnul meu este și Dumnezeul meu. Este frumos lucrul acesta. Pune-te la dispoziția lui Dumnezeu și cheltuie-te pentru Domnul. Pentru că merită, frați și surori, ceea ce facem pentru El rămâne. Ceea ce facem pentru noi va pleca. De aceea zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Acestea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le spun în mod deosebit. O biserică pe care... Hai să vă spun o descoperire. Hai să vă spun de data aceasta, că sunteți aici cu toții. Biserica Vestea Bună, fraților, se înregistrează lucrul acesta. Se înregistrează. Am să vă spun o descoperire care rămâne înregistrată și ne mai întâlnim. Iată descoperirea. Biserica aceasta va fi lumina Angliei. M-ați auzit? Amin. Biserica Vestea Bună va fi lumina Angliei. Să nu uitați lucrul acesta. Lucrul acesta s-a înregistrat și pe pământ și în cer. Că l-am spus de la Dumnezeu și nu de la oameni. Așa că puneți inima, puneți gândul cu toată ființa și alipește-te de Domnul. Eu nu te chem aici. Pe nimeni nu-l chema, fraților, decât pe un singur om și acela a plecat. Și pe acela l-am chemat prin Duhul Sfânt. Da, hai să vă spun un alt lucru. Hai să vă zic un alt lucru. Pe nimeni nu-l chem aici. Nu cumva să-ți calce piciorul aici fără să îndrepti pe Domnul. Ia sfătuiește-te cu Iisus, că s-ar putea să-ți spună, iată locul. Iată locul. Frați și surori, sunt lucruri pe care le acceptăm, sunt lucruri pe care nu le acceptăm. Însă, indiferent că le acceptăm, indiferent că nu le acceptăm, Iisus le va împlini. Aleluia. Pentru că a spus clar, dacă noi nu vom striga, Dumnezeu poate să facă pietrele să strige. Aleluia. Dar noi nu suntem dintre aceia ca să dea înapoi. Nu? Dintre cei ce n-au nădejde, dau înapoi și să se piardă. Ci dintre aceia care au credință, zicea cuvântul lui Dumnezeu. Suntem dintre aceia. Eu sunt, fraților.
Și am pus mai presus de viața mea, mai presus de planurile mele, mai presus de dorințele mele, am pus pe Dumnezeu. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin. Fie ca fiecare dintre dumneavoastră să spuneți la fel. Amin. În locul acesta, haideți să ne ridicăm cu toții pe picioare. Am vrea să mulțumim Domnului pentru timpul de părtășie în mijlocul Bisericii Vestea Bună. În urmă, prin harul Domnului, vom continua cu o masă de dragoste în care toți trebuie să rămână. Doar dacă ești bolnav grav, trebuie să pleci. Dar dacă nu ești bolnav grav și dacă ești bolnav grav, ia și sticluța cu un de lemn. Iată încă o soluție. Deși dacă ești bolnav grav, tot nu trebuie să pleci. Ne rugăm Domnului. Tată, îți mulțumim frumos, te binecuvântăm și te înălțăm, Dumnezeul nostru, pentru dragostea și iubirea ta. Ne închinăm cu recunoștință și cu bucurie înaintea feței tale pentru harul pe care ni l-ai dăruit, pentru dragostea pe care ai revărsat-o, Doamne. Fie dar ca ziua aceasta, Dumnezeule, să fie o zi de aducere aminte pentru fiecare dintre noi. Lasă în viețile noastre și în inimile noastre, Doamne, autoritatea, puterii familiei tale, pentru ca să avem biruință de la tine, să avem viață de la tine, să avem harul și îndurarea ta în fiecare clima vieții noastre, Doamne. Îndreaptă pașii noștri și fă ca părtășia noastră care continuă, Doamne, să fie sub autoritatea protecției tale, Doamne. Binecuvântează fiecare familie din locul acesta. Binecuvântează fiecare bărbat din locul acesta și fiecare femeie, Doamne. Fiecare tată și fiecare mamă. Binecuvântează copiii, Doamne. Păzește-ne pe noi. Păzește ce ne-ai dăruit, averile noastre. Păzește copiii noștri, Doamne. Păzește, Doamne, mințile noastre și dă-ne judecată sănătoasă în orice vreme. Păzește inimile noastre ca să nu ne umplem inimile cu lucrurile lumii, ci să umplem cu adevărul tău, să umplem cu Duhul Sfânt și cu voia ta, Doamne. Ne închinăm cu recunoștință înaintea slavei tale. Tată, Doamne Iisuse și Duhule Sfinte, ne închinăm pentru tot ce faci și ce vei face de acum și până în veci, numele tău să fie înălțat. Amin.